Salutare, prieteni, ce mai faceți voi, Radu de Prăjeală? Azi avem o rețetă nouă, un invitat super prăjit și un giveaway la final. Invitatul e un prieten foarte bun, așa că sunt foarte curios dacă la final ne va dezvălui ceva despre el. Ce face, nici măcar eu nu știu. Hai să înceapă prăjeala. Florin, invitatul nostru de astăzi este un om foarte special. Dăm voie să-ți ofer primele indicii. Zim. O, motociclist! Șefu! Șefu! Uite, geaca asta, asta ți-a rămas mic așa, deci eu te văd că ești mai... Auzi, faci și noi o combinație, îți dau doi Adidas și un telefon aproape vechi. Hai că te mai gândești tu și îmi zici după aia. Să-ți dau următorul indiciu. Sunt niște pui. Pui? Pui mici. O cloșcă! Asta e Horia Cloșca și Crișan, doi cântărești celebri care oare dintre ei vine să cânte la noi? Băieți, îmi pare rău, dar în 10 minute intrăm cu șantierul aici. Nu vreau să vă stric petrecerea, dar hai, debarasare. E șantier mare, deci se trage din partea aia o conductă de gaz. Și de-a... Mă, dar voi ați mai verificat aici de dedesubt să nu se... Să-ți dau un ultim indiciu relevant. Acest... Știu, e stomatolog de la pe vechi, pune piciorul pe scaun și trage... Hello, I'm sorry to disturb. Can you tell me where I could find the gentleman's room? Yes, you go downstairs. Yeah. You take the long hallway. On pretty the right. Urgent. Yeah, okay, you take the right. You see a big elevator, closed, you press the button, it's on the last floor. Boss, I'm with taxi. I give you a ride. You. Come. Come. Here, just follow your nose. Buddha proste. Da, prieteni, azi gătim cu Șerban Pavlu. Dar cine e prietenul Șerban? Și care-i treaba cu Pavlu? Unii dintre voi știți în rol de interlop taximetrist, alții din emisiuni TV, filme românești celebre sau piese de teatru. Cei mici îl știu din desene animate unde dă vocea unui urs panda karatist. Eu îl știu pe Șerban Pavlu în rol de prieten vechi care râde mereu la glumele mele. Da, hai să vedem dacă se amuză și la prăjelile de azi. Florin, da, știi cine este el? Bineînțeles, este un actor, l-am mai văzut în niște filme. Gata, știu, în ăla cu mafioți ai plecat în America să devii mare mafiot. Am mai jucat în filme cu mafioți, dar în ăla nu. Era într-o baie dezbrăcat Dragoș. Mulțumesc frumos. Haide să hai să mâncăm. Ai mâncat multă ciorbă. Am mâncat și niște ciorbă. Ai mâncat ciorbă. Dar hai să mâncăm altceva. Bine, hai să mâncăm. Uite, am pulpe de pui dezusate, am ceapă de porc, facem o super rețetă. Dar înainte să o preparăm, pentru că Șerban Pavlu aici de față face și o grămadă de voci, vreau să-ți dau primul challenge. Va trebui să citești rețeta seducător. Tigaie picantă. Tăiem carnea julienă și o masăm cu puțină sare, piper și cimbru. Tocăm toate legumele juliene subțire, iar imediat ce avem tot amplasul gata, putem să începem să prăjim. Într-o tigaie foarte încinsă, turnăm uleiul de floarea soarelui, adăugăm la prăjit ceapa, usturoiul și ardeiul iute, iar imediat după aceea, carnea tăiată, julien. Eu zic că julien e minunată, dar hai să ne oprim aici pentru că ne moare audiența. Ok. Așa, felicitări, ai trecut prima probă, să începem să gătim! Cât timp, Florin, gătește, vom juca un joc special gândit pentru Șerban Pavlu. Ghicești sau gătești? Să vedem care actor se pricepe mai bine să mimeze că știe să gătească. Să iată, ghicesc, acesta că... este cuvântul. Ok. Ești pregătit? Da. Un muncitor, un picamăr. Pietroi. O cărămidă mare, un stâlp înfipt în pământ. Un obelisc. Obelisc. Ok, luăm o chestie, o dăm cu unt, pâine cu unt, nu, cărămidă, bloc, stâlp și grindă, altceva numai. Beton armat! Maestre Julien Ardeiu Gras... Nu, noi așa facem. Nu! La noi în sat așa beton se face. Beton armat Julien Ardeiu Gras. Julien! Măcar unul, taie, te rog eu frumos. Vrei să-ți arăt cum? Okay. Îți arăt eu cum. Hai. Eu fac, uite, practic o incizie la baza ardeiului și îi scot cotorul. Ah! Vezi?
Este corect din punct de vedere culinar-medical? Este corect! Este corect medical așa ce face cu incizia? E corect, dar până tai în julienul, nu cred că mai mimăm încă de trei ori. Bun, iată un cuvânt foarte drăguț. Ok. Julien. Nu. Te uiți atent, focusat, la distanță. Mergi pe munte, urci într-o scară, în spirală, în tur la bisericii. Urc, urc, un copilaș, o apă care curge, o femeie blondă, un... Îți mângâi părul de pe mână, nu. Iepurașul, pisicuța, o pisicuță. Îi desfaci capacul și o pui în cușcă. În cușculiță. Eu cred că tu vrei să alergi un pic o bandă. Ai desfăcut? Nu mai este pisicuța. Mai ai 10 secunde. Este un scamator. Un hoț de pisici. 5. O crescătorie de pisici. 4, 3, 2, pisici. 1. Stop! Ai expirat timpul? Schrödinger. Pisica lui Schrödinger? Da, nu. Cuvântul era paradox, dar m-am gândit să fie așa ceva, că era asta, era paradoxul mecanicii cuantice. Pare rău dacă am... Vechi prieteni. Da. Cineva alergă pe bandă cât eu fac nu, mâncare? Nu, sau? Nu, pe acum, bandă? Nu, pe bandă? Acum... Asta e pedepsa a doua? Ok. Așa. Cerban. Da. Fii atent aici, încep okay. Să mimez. Mimează. Îți vine o idee, dormi, visezi, visezi, visezi. Speranțe, vise, planuri. Da, da, da. Mă aplauzi. Ai desfăcut o cutiuță, o plastilină. Se umflă, se umflă banul, crește. Avere, te îmbogățești. Nu, nu mai pot. Renunț, mă dau bătut, gătesc, 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 dai eu alea, dă-te că le dai eu, dă-te jos. Bitcoin! Bitcoin? Că s-a umflat și că e imaginar, e un ban imaginar. Știi cum îți fac eu Bitcoin? Cum? Ok? Ok, zi, 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 zi. Ești gata? Un cuvânt, două? Două cuvinte. Ia mimează și tu prost un stai pic. Un pic. Lăutar! Da, petrecere! Să bem aici, la noi, pe bucurie, să... Lăutar, beat. Domnul Andrei. Lăutar, domnul Andrei. Domnul Andrei. Domnul Andrei. Nu beat, ci a țipit, domnul a spiguit, Andrei. A pțiguit, lăutar pilit, lăutar... Mai vechi, haiz. Domnii actori. Lăutar, actori. Lăutar, lăutar, Kierhana, lăutar... Turmentat! Turmentat! Domnilor, nu vreau să vă inoportunez. Dar ne-am adunat aici cu totul și cu totul cu alt scop. Totul ăsta ar trebui să fie că tu gătești, că eu tu da, că tu n-ai ghicit. A, așa turmentat. E. Așa că n-ai... domnul actor, tu gătești. Adică fă cum faci. Asta, gata, uite, acum gătești. Bravo Andrei, gătești. Auzi, haide să mimezi și tu ceva. Da. Ia vino. Ia vino cu așa. Hai pe bule. Ia mimează și tu ceva. Șef Florin Dumitrescu. Nu, eu. Știi că pe el așa îl chema și la școală. Așa da. E numele din catalog, șef Florin Dumitrescu. Șef. Da. Albu Bărbulescu, da. Șef Florin Dumitrescu, ăsta e. Da. Anastase. Te speli pe mâini, apă rece, apă rece. Rece apa. Apă fierbinte. Așa faci tu apă fierbinte. Acum o baltă, s-a făcut o baltă. Nu. Sauna. Cum se numește apa fierbinte? Stai, așa. Este... Ai făcut un boiler. O cutie poștală. Boiler? Un boiler, băi, dragii. Cam așa arată o tigaie picantă făcută pentru Pavlo. Sper că e și pe gustul lui. Gustul, nu știu cum o să fie, dar aspectul este genial. Ești un adevărat pictor al aromelor. Ești practic Eminescu cu gelatinei de gin. Hai să mergem să mâncăm și... Gata cu rețeta, gata și cu prăjelile. Hai că după atâta activitate ni s-a făcut foame, nu? Să înceapă degustarea. Băi, invit să gustați. Păi gustam oricum, nu. Tu să mănânce mai mult? Tigaie picantă. Cum te descurci în rol de tată? Este cel mai complex rol? Urăsc clișeul ăsta cu rolul de tată. Da, da, e adevărat. Dar pe de altă parte are o frântură de adevăr. Nu mi-e ușor. Nu e... N-a venit de la sine, cum se zice.
Și n-am învățat mâncând, tot așa cum se zice. Am uneori, încă mai au praguri, șocuri. Ți-ar plăcea să ai proiecte și în afară? Da, mi-ar plăcea să joc în afară. S-a mai întâmplat pe aici, pe acolo, dar asta e o problemă de piață, nu știu cum să zic. Noi, actorii est-europeni, suntem priviți ca actori est-europeni și tipuri de est-european și asta te limitează la o categorie, la o categorie mai restrânsă, na. Ai accentul ăla, yes, lady, no lady, lady boss. Ai trecut vreodată în viața ta printr-un moment în care ai zis, stop, renunț la treaba asta cu actorie, nu, mulțumesc, mă apuc de altceva. Nu știu cât de sincer merită să fiu cu voi. Da, am trecut, am avut un termen așa cumva autoimpus, nu știu de unde îl scosesem, că dacă timp de 10 ani nu am niște rezultate care nu se știe ce ar fi trebuit să fie aceste rezultate, eu renunț. Și Le la un moment dat au trecut ăștia 10 ani, mi-am adus aminte de contractul meu cu mine și știu atâta că eram la teatru în repetiții cu un spectacol destul de măreț și așa, unde nu jucam cine știe ce rol, dar jucam. Și eram atât de nefericit și de dezamăgit de mine că m-am dus în spate în culisă și am plâns. Și ziceam, bă, zic, n-am făcut nimic, uite, zic, a trecut tot timpul ăsta și eu sunt... Păi și dacă n-ai fost actor, ce ai făcut? Presupun că aș fi avut eu ceva opțiuni. Păi să presupunem că, uite, nu mai ești actor, ce faci? Acum e cu totul altceva, acum sunt actor de atâta vreme încât nu știu ce aș putea să fac altceva, dar presupun că se găsește întotdeauna. Dacă ai nevoie de un ajutor, deschidem un restaurant. Asta cu deschidem te poziționezi deschidem... un pic prea sus, nu crezi? Deschidem un bar. Nu ai pus mâna să tai ardeiul ăla. Sunt tipul ăsta de la intrare care manager poftește lumea și, știi cum spun, am un băiat excepțional la bucătărie, Andrei, vino de seara, avem un băiat, băiatul nou e excepțional. Tu ai făcut vreun rost la emisiune TV? Da. Bun, ți-a fost greu și ce reacții te așteptai să ai? Nu mi-a fost greu, îmi place foarte mult tipul ăsta de glumă, mi-a fost greu să vorbesc așa, cum trebuie vorbit la un rost, despre niște oameni pe care nu-i cunoșteam personal. Adevărul ăsta e. Unii zic, se uită de acasă sau aude că sau nu știu ce și se simte cumva... Lezat. Lezat sau și... Mie nu-mi place să rănesc oamenii sau să-i pun în situații inconfortabile. Să faci un roast cuiva e delicat, dar să-ți faci auto-roast. Doar la prăjeli mai vezi ceva. Sigur că da, până la urmă sunt doar niște glume, dar de data asta vor fi niște glume înțepătoare, doamnelor și domnilor. Mă aflu aici pentru a mă lua de un prieten, un om față de care mă simt așa cum te simți față de cineva care locuiește în aceeași casă. Vom trece direct la atac. Șerban, cum e să fii un actor care apare în atâtea filme și piese de teatru și totuși este cunoscut doar pentru faptul că stă în umbră? Umbre. De ce crezi că cel mai dulce lucru legat de tine este că există o prăjitură care îți poartă numele? Șerban? Pavlova. Șerbanul dintre cei mai îndrăgiți actori ai noștri, cum te simți, cum comentezi faptul că cinematografia românească a decăzut în așa hal încât trebuie să te ia pe tine în toate filmele și piesele de teatru câteodată? Măcar așa mănânc și o ciorbă. Cred că după gluma asta nu o să mai ia nimeni. Crezi că te mai ia cineva după gluma asta? Am auzit că ai prins rolul cel mai important al vieții tale, rolul vieții, nu, cum se spune, pentru simplu fapt că erai la jobul tău real și staționai în fața studioului cu aparatul pornit. Te-ai prins? Alo, domnule, cât îmi ești prin adică, erai cu taxiul acolo, adică, gen, erai taximetrist, aparatul pornit. Aparatul, ok, hai să trecem mai aparatul, departe. O chestie pe care, de fapt, o auzi tot timpul foarte, atunci când ai casting. E de asta e așa cu vum, 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 e pe la Brăila. Sorry. Mi se pare mișto că reciclez selectiv. Cum adică? Păi, nu știu, poate adică? Nu... Adică? Păi, altfel de ce ai umblat cu două pungi atât de mari sub ochi?
Asta e glumă de dermatologi? Da, de când mă duc la Lidl, mă și întreabă, vezi pungănu că am, sunt ok. Una peste alta, mi se pare foarte mișto că Lidl își asumă rolul de discounter. Altfel, de ce ar fi fost Pavlu în show-ul ăsta? Asta a fost, gata, ai scăpat de mine. Îți urez succes în carieră. Pa! Iată, s-a terminat și acest episod. Până data viitoare puteți câștiga aceste premii pentru a... Tot ce trebuie să faceți este să scrieți acolo în comentarii în ce rol ați vrea să mă vedeți în următorul film. Alo, băiatul, ce faci aici? Unde te crezi? Mi-e foame, tată, ce-i cu mine? Cine-i mă asta?